Numărul cazurilor de COVID-19 a depășit pragul de 200 de milioane la nivel mondial. Jumătate dintre îmbolnăviri au fost raportate în puțin peste 6 luni, totul pe fondul răspândirii variantei Delta. Experții în sănătate insistă că doar prin vaccinare pandemia va putea fi oprită. Între timp, Organizația Mondială a Sănătății cere amânarea celei de-a treia doze de vaccin anticovid până la sfârșitul lunii septembrie, în contextul în care multe țări sărace duc lipsă de vaccinuri. Statele Unite se opun propunerii OMS. Șeful OMS a cerut un moratoriu asupra administrării celei de-a treia doză din vaccinurile anticovid pentru a le putea oferi țărilor care nu au reușit să imunizeze decât o foarte mică parte a populației lor. We need an urgent reversal. Trebuie urgent să inversăm distribuirea dozelor, de la o majoritate a vaccinurilor care merg în țările bogate la o majoritate care să meargă în țările sărace. De aceea, OMS cere un moratoriu, cel puțin până la sfârșitul lunii septembrie. Deocamdată, COVAX nu își poate îndeplini misiunea din cauza insuficienței dozelor și a reușit să distribuie doar o mică parte din ceea ce a fost planificat inițial. Germania, Franța, Marea Britanie, Ungaria și Israel au anunțat deja că vor începe administrarea celei de-a treia doze, iar Statele Unite ale Americii au respins apelul OMS. Well, Jeff, we feel that it's a false choice. Este o alternativă falsă. Credem că nu trebuie să alegem între a administra americanilor doza de consolidare a vaccinului, care nu este încă prevăzută oficial, și a acorda ajutor țărilor sărace. Am distribuit deja peste 100 de milioane de doze de vaccin anticovid-19 țărilor mai puțin privilegiate, ceea ce depășește donațiile tuturor celorlalte țări ale lumii împreună. Statele Unite nu au luat încă o decizie cu privire la administrarea dozelor de rapel. Între timp, numărul cazurilor de COVID a depășit pragul de 200 de milioane la nivel global. Asta înseamnă că cel puțin 2,6% din populația lumii a fost infectată cu SARS-CoV-2. Procentul real ar putea fi mult mai mare din cauza numărului limitat de teste din multe locuri. Statele Unite, Brazilia, Indonezia, India și Iran sunt țările care raportează cele mai multe cazuri. Pandemia de coronavirus a dus la decesul a 4,4 milioane de oameni.